Peste 150 de profesori de istorie din județul Neamț vor fi antrenați vineri 25 noiembrie într-o activitate profesională care se va desfășura la Colegiul Național Petru Rareș din Piatra Neamț. Este vorba de reunirea tuturor cercurilor pedagogice ale profesorilor de istorie din județul Neamț care vor participa la o serie de activități profesionale de ținută. Vineri 25 noiembrie 2016, ora 10, va avea loc întâlnirea cercurilor pedagogice reunite la disciplina istorie. Ne bucurăm de găzduirea acestui eveniment la Colegiul Național Petru Rareș din Piatra Neamț și de oferta generoasă a Catedrei de Istorie de la acest colegiu. Acest eveniment este organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și are un program destul de variat și o agendă încărcată. Începând cu ora 10, avem programată o dezbatere pe tema unui proiect educațional care a început deja de câteva luni, proiect educațional numit Memoria Identitară. Acest proiect vizează formarea continuă a profesorilor de istorie din județul Neamț cu privire la cercetarea istorică din cadrul comunităților. Cu această ocazie vor avea loc dezbaterile pe marginea unui proiect profesional demarat în urmă cu două luni, care se referă la Memoria Identitară, prilej pentru dascării de specialitate să cerceteze arhivele personale în căutarea de fotografii de epocă menite să ilustreze contribuția nemțenilor la pregătirea Marii Uniri. Aceste documente vor fi publicate în volumul Neamțul în perioada 1914-1918. Orală, fotografii de familie, colecții personale sau de grup. Această organizare a cercetării istorice va avea loc preț de o oră. Colegiul meu, profesorii de istorie, vor veni cu propuneri, deoarece ne dorim să publicăm un volum de carte pe tema Neamțul în perioada 1914-1918. Un volum sperăm să fie gata la sfârșitul anului viitor, în perspectiva anului 2018, bineînțeles. La acest punct din agendă l-am invitat pe domnul profesor dr. Iulian Gherca, directorul Complexului Muzeal Neamț, deoarece proiectul acesta va fi în colaborare cu Complexul Muzeal Neamț și cu colegii noștri muzeografi, care de altfel au o expertiză mare în ceea ce privește cercetarea istorică. De la orele 11, participanții vor asista la conferința Marea Unire și Universitatea din Iași, în cadrul căreia reputatul profesor universitar dr. Bogdan Petru Maleon, director al Bibliotecii Centrale Universitare, va aduce informații de mare valoare despre acest eveniment istoric. Va urma apoi un bilanț al activității Asociației Profesorilor de Istorie din județul Neamț, înființată în urmă cu 2 ani, și alegerea noilor structuri de conducere. Conferința Marea Unire și Universitatea din Iași. Invitat este domnul profesor universitar dr. Bogdan Petru Maleon, doctor în istorie de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Este și director al Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu din Iași. Această conferință aduce în fața colegilor o realitate istorică, și anume rolul și locul Universității din Iași în perioada Marii Unirii. Începând cu ora 12:30, vom aborda și problematica rolului și a importanței asociațiilor profesionale, și aici ne referim la rolul și importanța asociației profesionale a profesorilor de istorie din județul Neamț. Deja suntem la ceas de bilanț, am obținut 2 ani de la înființare. Cu această ocazie vor fi și alegeri, conform statutului, bineînțeles. Conducătorii acestei asociații vor fi cei care vor prezenta raportul de activitate pentru perioada aceasta de 2 ani. Vor avea loc alegeri și, în final, vom avea parte probabil și de alți colegi profesori de istorie care sunt dedicați și care vor să se implice în această activitate. Conferința Marea Unire și Universitatea din Iași va putea fi urmărită de toți iubitorii de istorie, pentru că ea va fi transmisă în direct de către postul nostru de televiziune în 25 noiembrie, începând cu orele 11.